30 de centimetri. Cea mai gravă situație este pe drumul european 70 în dreptul localității Drăgănești Vlașca. Străzile au devenit adevărate lacuri, iar ambulanțele abia au ajuns la oamenii aflați în suferință. Și calea ferată a fost inundată, iar trenurile circulă cu restricții. Circulația a fost oprită în localitatea Drăgănești, Vlașca. Drumul european 70 a fost inundat pe o porțiune de aproximativ 100 de metri, iar pe drumul județean 503 apa a ajuns la 40 de centimetri. Pe ambele tronsoane de drum se circulă cu dificultate. Din cauza inundațiilor, ambulanțele abia au ajuns la bolnavii din zonă. În aceeași zonă a fost inundată o piață și apa s-a adunat pe mai multe porțiuni de drum. În satele Comoara, Văceni și Vlașca, 17 curți și 3 case au fost inundate. Zeci de pompieri au intervenit în ultimele ore pentru evacuarea apei acumulate în curți, case și pe drumuri. Greu a fost și pentru o familie care se pregătea de înmormântare. Pe șosea, apa era atât de mare încât numai după ce au cerut ajutorul unui vecin cu tractor, au reușit să ducă costciugul la cimitir. Ploile au făcut prăpăd și în județul Prahova. Zeci de oameni sunt în pericol din cauza alunecării de teren care s-a produs în localitatea Blodești-Scăieni. Mai mulți localnici au fost evacuați. Meteorologii anunță că vremea continuă să se încălzească. Mâine vom vorbi de maxime până la 16 grade, iar sâmbătă până la 18 grade, cum spunea și dumneavoastră, cel mai probabil în partea de sud a țării. Duminică avem chiar și estimări pentru valori de 19 grade, ceea ce înseamnă că deja vorbim de o vreme deosebit de caldă pentru această perioadă din martie. Iarăși veștile bune se referă și la faptul că vor fi destul de puține precipitații și acestea slabe. Da, și stăm de vorbă în continuare cu domnul Raed Arafat despre această situație, secretar de stat în Ministerul Internelor. Bună seara, domnule Arafat. Aș vrea să vă întreb în legătură cu situația din județul Teleorman, care este situația la ora la care vorbim și dacă aveți un bilanț. Deci, la acest moment, chiar ultima discuție am avut-o cu domnul inspector șef de la Teleorman acum vreo 20 de minute. Deci, în afară de localitatea Vlașcă, deci comună Vlașcă, în afara de ea, restul deja apă este în scădere. Ne așteptăm ca acolo să înceapă apă să scadă și în cursul dimineții să înceapă să scadă. Normal, această apă va merge spre Giurgiu, dar acolo, din discuțiile care sunt, nu ne așteptăm la probleme mari. Vor fi mai mult terenuri, dar nu neapărat case afectate. Bineînțeles, acest lucru urmează să vedem cum o să progreseze. Din punct de vedere al județului Teleorman, ultima cifră care mi s-a dat sunt 14 case care apa a intrat în ele, restul fiind numai curți și terenuri arabile, terenuri împădurite și așa mai departe. Ce s-a întâmplat cu familiile? Sunt mai multe fântâni care sunt afectate, iar ca și persoane evacuate din localitatea din comuna Vlaș, numărul este de vreo 5 sau 6 persoane, nu sunt mai multe. Nu toată lumea a vrut să plece din casele care a intrat apă în ele, iar cei care au plecat se ocupă de ele autoritățile locale sau sunt la rând. Deci parte din aceste familii care au casele afectate au rămas în casele respective, exact, au primit ajutor de la autorități să scoată apă. Normal, sunt acolo forțe importante din partea inspectoratului pentru situații de urgență, mai sunt de la jandarmerie care lucrează. Deci nu se pune problema să fie lăsați oamenii fără sprijin. Și suntem pregătiți, bineînțeles, la nevoie să mobilizăm oameni, adică forțe și din județele limitrofe. Putem mobiliza în foarte scurt timp
un număr mai mare de oameni dacă este nevoie, dar la acest nevoie din discuțiile de la acest moment, din discuțiile care le-am avut inclusiv cu domnul inspector general al ITSU-ului și cu colegii de la fața locului, la acest moment nu este nevoie de astfel de forțe suplimentare. Suntem pregătiți la orice moment și în timp scurt să trimitem astfel de forțe acolo. Au fost situații excepționale cu bolnavi la care nu a putut ajunge ambulanța, domnule Arafat? Nu, din informațiile care le-am avut până acum, în niciun caz. Iar pentru următoarele ore, în afară de Telorman și Giurgiu, vă mai așteptați la probleme în alte părți? Nu, la acest moment nu. Bineînțeles, așteptăm dacă o să vină ceva și din partea colegilor de la Hidro sau de la Meteo, dar la acest moment nu avem informații că o să avem probleme în alte zone. Dacă apare ceva, bineînțeles, o să anunțăm din timp și, bineînțeles, cum am zis și înainte, suntem pregătiți să trimitem inclusiv sprijin acolo unde este nevoie. Mulțumesc foarte mult, domnule Raed Arafat, pentru intervenția în jurnalul nostru. Mergem mai departe. Caz șocant într-o comună din județul Argeș. O femeie înjunghiată a fost uitată la locul faptei după ce asistenta de pe ambulanță a preluat doar agresorul. Asistenta ar fi trebuit să cheme un alt echipaj pentru victimă, ceea ce nu s-a întâmplat, după cum spun superiorii, care anchetează acum cele întâmplate. Femeia atacată a sângerat minute în șir și a ajuns în stare gravă la spital. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Scenele greu de imaginat s-au petrecut în localitatea Călinești din județul Argeș. Puțin după ora 10, un apel la 112 anunța că o femeie a fost atacată de soțul său, care mai apoi a încercat să se sinucidă. Vecinii spun că cei doi s-au certat în fața casei, s-au luat la bătaie și imediat l-au văzut pe bărbat cum a scos un cuțit și și-a înjunghiat nevasta de câteva ori. În timp ce femeia agoniza, agresorul a luat-o la fugă și a încercat să-și pună capăt zilelor. Îngroziți, sătenii au sunat la ambulanță. La ce oră ați sunat prima dată la ambulanță? La 10 fără ceva a fost. Și după cât timp a venit ambulanța? Foarte târziu. La 10 ați sunat prima dată? Da. Și la ce oră a venit ambulanța? A venit 11 și ceva. A venit una și a doua oară a venit până la 11:30. Dar pe aia nu a venit cu întârziere. Sângeros. Sângerau? Da. Una de aici și aia și în spate și pe aici și că aia în spate, mă, de cuțit în spate. Ai venit că pe bărbat l-a luat primul. Da, primul l-a luat pe el. Cu cătușile de mâini. Deși erau doi răniți, doar agresorul a primit ajutor. În urmă a rămas însă femeia grav rănită. Șeful serviciului de ambulanță județean Argeș a declarat că, inițial, femeia agresată a refuzat asistență medicală. La insistențele asistentei aceasta ar fi acceptat pansarea plăgilor care sângerau. Victima a rămas astfel în sat, în stradă, iar starea ei s-a agravat. După încă o oră, sătenii au sunat din nou la 112 ca cineva să vină și să o ajute. În tot acest timp, femeia a sângerat în continuu. Că ce? Păi este grav, s-a măcelărit, s-a tăiat, ce n-avem ambulanță, bine. Ei în timpul ăsta ce făceau? Unde au stat? Uite, femeia da. Și... Aici a stat un drum. Deci ei stăteau aici? Da, cu poliția. Cu poliția aici, sânge da. Pe el ăla, ea a adus o pătură, mă, ăsta și-a pus-o jos, l-a pus-o noi jos. Poliția l-a dus pe bărbat? Poliția l-a luat și l-a dus pe bărbat? Cu salvarea l-a dus pe el între ei. Un pacient de sex masculin cu o plagă regina toracică înjunghiată, stabil hemodinamic. Și încă o pacientă cu o plagă regina laterocervicală stângă. Este în stare gravă femeia? I-a curs mult sânge, a pierdut mult sânge. Destul. Conducerea serviciului de ambulanță județean Argeș a început o anchetă. Vizată este asistenta care a preluat doar agresorul și a lăsat la fața locului victima. Specialiștii spun că femeia ar fi trebuit să solicite un alt echipaj pentru femeia agresată. Polițiștii au deschis și ei o anchetă pentru a înțelege exact ce s-a întâmplat în Călinești. Și medicul coordonator de la 112 va trebui să explice de ce nu a trimis două echipaje la locul atacului. Agresorul de 47 de ani riscă ani grei de închisoare. Momente de panică pe DN1, unde un autoturism dotat cu instalație GPL a luat foc. Gracias.
Într-o curbă, de sub capota mașinii au apărut flăcări puternice care nu au putut fi stinse nici cu extintoarele folosite de martori. Oamenii s-au temut de o explozie puternică și au sunat imediat la 112. Pompierii au intervenit rapid și au eliminat pericolul. Autoturismul a fost distrus în totalitate. Șoferul a scăpat ca prin minune. Se pare că totul ar fi pornit de la o defecțiune la instalația GPL. Traficul în zonă a fost oprit pe timpul intervenției. Accident cumplit în județul Olt. Un bărbat a pierit și două femei au fost rănite după ce mașina care se aflau a fost lovită de un camion. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Imaginile cumplite au fost surprinse pe drumul național 54A, în apropierea localității Gura Padinii. Șoferul autocamionului nu s-a asigurat atunci când a vrut să vireze stânga și a lovit o mașină care circula regulamentar. Automobilul lovit a fost proiectat direct pe câmp. La fața locului au ajuns în cel mai scurt timp specialiștii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt, pompierii Gărzii Vișina cu un echipaj SMURD și o autospecială pentru intervenție și descarcerare, dar și alte două ambulanțe. Mașina a fost grav avariată în urma accidentului. La sosirea echipajelor noastre, persoanele erau extrase din autoturism. Echipajele au găsit șoferul autoturismului implicat în accident decedat. Celelalte două pasagere din același autoturism erau conștiente, prezentau diverse traumatisme prin accident rutier. Iar cea de-a patra persoană implicată în eveniment, șoferul autocamionului, nu prezenta urme vizibile de traumă și a refuzat monitorizarea și transportul la spital. Șoferul autoturismului avea 32 de ani și era din București. Pasagerele din mașina sa au 29, respectiv 56 de ani. Femeile se află și acum la spitalul Corabia cu traumatisme. Poliția a adunat toate probele de la locul tragediei. Dosarul va fi analizat de procurori, care vor stabili ce anume s-a întâmplat și ce măsuri ar trebui luate în continuare. Fostul șef SRI Prahova are dosar penal. Silviu Deatcu este cercetat după ce a omorât o femeie cu mașina în decembrie anul trecut. Fostul șef SRI este acuzat de ucidere din culpă și de conducere sub influența alcoolului. Procurorul care a deschis dosarul în decembrie 2017 l-a pus pe Silviu Deatcu sub urmărire penală în mod oficial pentru ucidere din culpă și conducere sub influența alcoolului. Anchetatorii așteaptă și rezultatul expertizelor făcute asupra mașinii, după care îl vor trimite pe colonel în judecată. Fostul șef al SRI Prahova, Silviu Deatcu, face și obiectul unei anchete interne a Serviciului de Informații, chiar dacă și-a dat demisia din această structură imediat după tragicul eveniment provocat de el. Accidentul a avut loc în seara zilei de duminică, 18 decembrie, în jurul orei 22, pe drumul național 1, în Tâncăbești. Silviu Deatcu s-a urcat la volanul mașinii de serviciu, deși avea o alcoolemie de 0,43 la mie în aerul expirat, după cum au constatat polițiștii. În urma accidentului, victima a fost proiectată în afara părții carosabile, la aproximativ 50 de metri de trecerea de pietoni, pe partea dreaptă a sensului de deplasare către București. Ține-te bine! Și mi-a spus, zice, Aurelia, zice, a decedat. N-am mai știut, am căzut jos. Soțul ei a venit cu fetița acasă, la mine. Aurelia, tânăra ucisă de colonelul Silviu Deatcu, avea 35 de ani, era căsătorită și mama unei fetițe de 4 ani și jumătate. În dimineața de după tragedie, femeia ar fi trebuit să meargă la serbarea copilei sale. Un nou tun la Transgaz. Compania a cumpărat săptămâna trecută gaze cu 40% mai scumpe decât prețul pieței. România a importat zilele acestea până la o treime din consumul zilnic de gaze. Vorbim astfel despre cele mai mari importuri zilnice din ultimii 5 ani. Prețul la care Transgaz a cumpărat gazele a fost cu 40% mai mare decât cotația medie de 90 de lei pe megawatt pe oră. Reprezentanții companiei au susținut că au achiziționat pe bursă o cantitate de 12 milioane de metri cubi pentru operarea în condiții de siguranță a Sistemului Național de Transport. Astfel, România a importat zilele acestea până la o treime din consumul zilnic de gaze pentru a trece cu bine perioada geroasă, acesta fiind unul dintre cele mai mari importuri zilnice de gaze din ultimii 5 ani, potrivit unor surse din sectorul energetic. În perioada geroasă, consumul
consumul zilnic de gaze a fost de circa 65 de milioane de metri cubi. Aproximativ 27-28 de milioane de metri cubi au fost prin producția internă, 22 de milioane de metri cubi din importuri și doar 14 milioane din depozite. Potrivit Transgaz, volumul efectiv de gaze din sistem a ajuns miercurea trecută la 33 de milioane de metri cubi, mult sub limita minimă de funcționare la parametrii normali, adică 40 de milioane de metri cubi. Depozitele participă cu 30 de milioane de metri cubi, producția e aproape 30, împreună sunt 60, în România zilele de gen a consumat aproape de 70. Diferența dacă nu aduceau din import, nu aduceau de nicăieri și se prăbușea sistemul de gaze. Directorul Transgaz, Ion Sterian, spunea în noiembrie 2017 că stocul de gaze pentru această iarnă a fost cel mai mic din ultimii 5 ani. Cu alte cuvinte, iarna blândă a fost singura noastră salvare. Dacă acum mai dura încă 3 zile gerul, erau goale. Și norocul a fost că am avut o iarnă caldă. Că dacă era de la început, eram într-o vrie continuă și importam gaze ca orice țară care n-a avut în viață gaze în pământ. Jurnalistul Silviu Mănăstire a făcut dezvăluiri incendiare despre cine se afla în spatele companiei care a preluat gazele românești. Guvernul maghiar se află în spatele acestei companii. Este vorba de compania maghiară MOL. În ecran vedeți numele companiei, se numește MET Holding, este o companie înregistrată în Elveția, cu foarte multe subsidiare în Europa și în România. Este o companie maghiară, este deținută în proporție de 40% de grupul energetic MOL. În spatele afacerii se aflau mai mulți apropiați ai premierului maghiar Victor Orban. MOL deține 40% din această companie care a preluat gazele românești prin acel contract cu Transgaz. Celelalte acțiuni sunt împărțite. 10% omul de afaceri maghiar Ișvan Garanci, un prieten și un apropiat al lui Victor Orban. 12% este deținut din această companie care a preluat gazele românești de Gheorghe Inaghi, un apropiat al președintelui OTP, cea mai importantă bancă din Ungaria. Al treilea acționar este un cetățean rus. 24% deține în această companie omul de afaceri Benjamin Lakatos. Acesta este directorul companiei MET. Este și el un apropiat al guvernului de la Budapesta. Și asta afacere urât-mirositoare, care a fost făcută sub nasul serviciilor de informații românești, care a fost făcută sub nasul premierului Tudose, care a fost făcută sub nasul Ministerului Economiei și a celor de la Transgaz, este cu adevărat o afacere care aduce cât se poate de clar atingere siguranței naționale. PSD stă pe un butoi de pulbere înaintea congresului de sâmbătă, apar tot mai mulți nemulțumiți după ce Liviu Dragnea a avut grijă să le blocheze candidaturile contestatarilor săi. Codrin Ștefănescu, Nicolae Bănicioiu sau Cătălin Rădulescu s-au unit împotriva lui Dragnea. De partea cealaltă, acesta le răspunde nemulțumiților că nu face decât să aplice deciziile luate în CEX. Eu, sâmbătă la congres, în calitate de secretar general adjunct al partidului, voi fi în prezidiu, pentru că sunt încă secretar general adjunct al partidului. Dar nu sunt delegat la congres. Adică sâmbătă voi fi în prezidiu, dar nu voi fi în sală, pentru că organizația care trebuia să îmi dea delegare nu mi-a dat, pentru că așa poate a primit recomandare. Am venit să depun candidatura pentru funcția de secretar general, în condițiile în care nu știu dacă pot intra în sală. Nervii sunt întinși la maxim în PSD înainte de congres. Nemulțumiți de modul în care Liviu Dragnea a făcut regulile, socialdemocrații au ajuns să se atace între ei. Cei nemulțumiți de Liviu Dragnea lansează atacuri virtuale la adresa oamenilor loiali liderului PSD. Le aș cere colegilor din Oltenia să se abțină de la a face referiri față de alți colegi, mă refer la Manda și la Iordache. Iordache să-și vadă de treaba lui cu comisia care o are și să nu mai facă pe deșteptul în fața altor membri de partid, pentru că nu e cazul ca el să ne dea nouă exemple de cât de bun specialist este domnul jurist. Dacă acești doi domni deștepți, cum se cred dânsii, și care n-au dovedit până acum că și-au făcut treaba măcar în comisiile pe care le conduc, niciunul dintre ei, fac referire și știu ei mai bine că noi n-am avut susținere, noi nici n-am intrat în votul organizației, domnii ăștia care sunt habarniști. Ar trebui să știe, să nu mintă. De partea cealaltă, Dragnea le transmite senin contestatarilor că nu face decât să pună în aplicare decizia CEX-ului, care prevedea că pot candida doar cei care au susținerea propriei filiale. Din câte am înțeles, au o problemă că nu
n-au reușit să găsească susținere la organizația din care fac parte. Sau această măsură a fost adoptată în Comitetul Executiv Național de luni, dacă nu greșesc, în unanimitate. Eu m-am abținut, spunându-le că pot apare probleme. Cea mai mare bătălie va fi pentru funcția de președinte executiv. Dragnea i-a dat deja binecuvântarea sa premierului Viorica Dăncilă. Mi-a zis că a fost sunată de foarte mulți colegi în zilele trecute, foarte multe colegi din organizația de femei, colegi din țară, și care i-au propus să candideze pentru această funcție. M-a informat că a luat această decizie, am urat succes. O susțin fără niciun fel de ezitare. O voi vota fără niciun fel de ezitare. Contracandidații Vioricăi Dăncilă speră să poată să participe la alegeri, deși nu îndeplinesc criteriile tăticului PSD. Sper ca cel mai bun să câștige, nu neapărat cel dorit de șefi. CEX-ul nu are cum să nu valideze această candidatură din multe motive. În primul rând pentru că sunt un vechi PSD-ist. Deci poate chiar mai vechi decât mulți din CEX. Criteriile acelea încă nu sunt foarte clare. Dacă va fi acceptată, am depus o idee, nu că alerg după funcții, niciodată n-am făcut asta, dar cred că trebuie menținută competiția în partid. Am depus un dosar în care am pus un curriculum vitae și o cerere și sper să fie ok. Eu cred că la acest congres nu trebuia să facem alegeri, trebuia să venim cu un document, proiect de țară. De partea cealaltă, Liviu Dragnea a luat-o peste picior pe Ecaterina Andronescu pentru că nu dorea alegerii la Congres. Da, văd că se concentrează foarte mult pe proiectul de țară în ultimele săptămâni, dar proiectul va fi prezentat, startul proiectului va fi prezentat la Congres. Codrin Ștefănescu a lansat acuzații șocante la adresa lui Liviu Dragnea. În direct pe B1 TV, Ștefănescu a vorbit deschis despre legăturile conducerii PSD cu serviciile secrete și cu așa numitul stat paralel. Ștefănescu l-acuză pe Dragnea că ar fi parte la astfel de înțelegeri oculte. În momentul în care am avut mii de primari anchetați, de exemplu de ani, și foarte mulți colegi din alte județene și centrale anchetați sau cu dosare politice făcute, nu știam că am o conducere a partidului care joacă tenis cu statul de drept, nu știam că am o conducere a partidului care face coabitări și pacturi de coabitare în momentul în care am câștigat alegerile, nu știam că sunt întâlniri în vie, în Delta și la casele conspirative ale SRI. Toate aceste discuții s-au purtat pe vremea când și colegii de-ai mei erau aceste discuții și jucau tenis, făceau piscină și făceau mese cu acești oameni pe care eu numesc călăi națiunii române. Codrin Ștefănescu acuză conducerea PSD că a bătut palma în ultimii ani cu serviciile secrete. E posibil să existe un blat, un aranjament între oameni din servicii la vârf, servicii secrete la vârf și oameni din conducerea PSD în reglajele fine ale acestui congres? Răspunsul este nu știu, dar în trecutul foarte apropiat, răspunsul este da. Ștefănescu susține că a căzut în disgrația lui Liviu Dragnea după ce a susținut-o pe Ecaterina Andronescu pentru un post în guvern. Eu am ajuns pe lista neagră ultima perioadă pe motiv că am avut curajul să o susțin pe Cati Andronescu. Se întâmplă lucru ciudat în CEPT, unde colegii mei au reușit să mă înfioare, pur și simplu, adică să voteze un candidat proaspăt venit în partid de câteva zile din teritoriu. Ștefănescu i-a răspuns lui Liviu Dragnea și în privința legăturii cu fostul lider UNPR, Gabriel Oprea. Dragnea mi-a face atenția că ar putea să-mi răspundă la aceste întrebări camaradul Gabi Oprea. Păi camaradul Gabi Oprea este cel care e rugat de noi pe vremuri să nu susțină pe Zgonea și să lase naibii să încerce libere în partid. Eu îl susțineam pe Dragnea. Gabi Oprea este cel care cheamă pe Liviu Dragnea la sediul UNPR, care este spatele PSD-ului, păi bine știi, ca să bea un pahar cu vin de față cu 150 de ziariști, colegi de-ai tăi, ca să vadă toată România care susținere. Camaradul Gabi Oprea este cel care vine la congres în 2015 și face un laudatio pentru Liviu Dragnea și spune că este un om special, nemaipomenit și este un bun camarad. Soarta lui Ghiță, decisă în curând, extradarea omului de afaceri a fost unul dintre subiectele dezbătute astăzi la Palatul Cotroceni în cadrul întâlnirii dintre președintele României, Klaus Iohannis, și cel al Serbiei, Alexander Vucic. Președintele Serbiei a spus
că a vorbit cu ministrul Justiției din Serbia despre cazul Ghiță și a asigurat că va da curând un răspuns. Am o întrebare pentru ambii președinți. Ne puteți spune dacă ați discutat cumva și despre situația fostului deputat român Sebastian Ghiță și eventuale soluții pentru a grăbi procesul de extradare a acestuia în România? Nu am discutat, dar pe urmă am aflat că vreți să întrebați așa ceva și l-am întrebat pe domnul președinte, care mi-a spus că nu știe, dar cu siguranță lucrurile sunt pe făgașul normal, instanțele deliberează și se va da un verdict în această chestiune. Nici nu cred că este treaba președinților personal să se ocupe de cei care fug de justiția românească. Președintele Serbiei a promis că autoritățile de la Belgrad vor da un răspuns în scurt timp. Vučić a susținut că a trimis o solicitare către ministrul Justiției. Odgovora predsednika Johanisa, ali u svakom slučaju ja nemam sam mnogo podataka o tom slučaju, ali nadležni pravosudni organi se time bave i kada mi je predsednik taj slučaj u našim razgovorima pomenuo, ja sam uputio poruku ministarki pravde u Republici Srbiji, tako da ću i u toku dana imati nešto više informacije o samom slučaju, ali to je naravno... Răspunsul nu a mai venit însă după amiază, așa cum a promis Vučić. Președintele sârb a vorbit despre situația lui Ghiță și după întâlnirea cu Liviu Dragnea. The work is in progress and they do their job, you know, that's it. That's how it functions with an independent judiciary. That's what I can say to you. Sebastian Ghiță a fost reținut la Belgrad în noaptea de 13 spre 14 aprilie 2017. Afaceristul a fost eliberat pe 26 mai după ce a plătit o cauțiune de 200.000 de euro. Lui Ghiță i-a fost reținut pașaportul și i s-a interzis să părăsească Belgradul. Până acum, pe numele acestui au fost emise 3 mandate de arestare în lipsă. Unul în dosarul privind vizita în România a fostului premier britanic Tony Blair, în care este urmărit penal și fostul prim-ministru Victor Ponta, altul în dosarul de corupție în care fostul deputat este urmărit penal pentru trafic de influență, iar cel de-al treilea în dosarul în care este judecat pentru fapte de corupție, alături de foști șefi de parchet și poliție din Prahova. Ghiță a fost în ultimul an unul dintre cei mai aprici contestatari ai Laurei Codruța Chioveși. Doamna Chioveși, de departe de a fi fost un șef de instituție, era o bandită mână în mână cu portocală. Că portocală le spune, mă duc la Chioveși, cer să-i prezint schema, i-a arăt cum îl fac pe Ghiță, Chioveși e veselă, e fericită, avea așteaptă. Chioveși conducea această mașinărie de falsific. Relele, nenorocirile, poțiile, falsurile, Chioveșile vreau făcute cu mâna altuia. Vești importante pentru șoferi, polițiștii rutieri ar putea fi obligați în curând să nu mai folosească radarul fix sau mobil din mașini neinscripționate și fără să poarte uniformă. Senatorii au adoptat proiectul de lege inițiat de PNL și merge acum la Camera Deputaților for decizional în acest caz. 92 de senatori s-au pronunțat în favoarea propunerii și doar unul împotrivă. Dacă va fi adoptată și în Camera Deputaților, inițiativa va schimba drastic modul în care este folosit radarul. Polițiștii vor fi nevoiți să poarte mereu uniformă, iar radarul fix nu va putea fi folosit dacă nu va fi poziționat pe mașini inscripționate. Și în cazul radarului mobil vor fi restricții. Conform proiectului de lege, aparatele radar de tip pistol pot fi folosite doar la o distanță de cel mult 10 metri față de mașina inscripționată a poliției. În caz contrar, procesele verbale de contravenție devin nule. Aleșii spun că astfel se vor reduce abuzurile agenților care ar folosi radarul pentru a ieși la vânătoare de permise. Cum era de așteptat, polițiștii nu privesc însă legea cu ochi buni. Poliția rutieră nu are normă de amenzi, se acționează punctual pentru prevenirea principalelor cauze de producere a accidentelor rutiere în zonele cu risc rutier și în intervalele orare stabilite, în urma unor analize întocmite în acest sens. Polițiștii aduc ca argument și datele care arată că în România viteza e una dintre cauzele principale ce duc la producerea accidentelor. Statistic vorbind, în anul 2017, nerespectarea regimului legal de viteză a condus la producerea peste 20% din accidentele rutiere grave, reprezentând a doua cauză acestor evenimente.
În schimb, șoferii salută inițiativa. Mi s-ar părea un proiect de lege bun, dar ar trebui să ne pună și un afiș pe zona respectivă. Mai stau ascunși în boschețuri și peste tot, în benzinării și peste tot. De ce credeți că stau ascunși polițiști? Să ne ia bani. Afară sunt puse radarele unde trebuie să fie la văzut. Trebuie să facem ca afară, să ne revenim ca afară. Credeți că la ora actuală polițiștii mai vânează din când în când șoferii? Bineînțeles. De ce? Să ascund undeva sau stau la portițe ca să pună amenzi. Românii mai au de așteptat până când vor circula cu metroul între drumul Taberei și restul orașului. După 7 ani de la începerea lucrărilor, magistrala 5 este în continuare un imens șantier. Deși autoritățile se laudă că au bani pentru terminarea construcției, încă nu există niciun termen realist pentru finalizarea lucrării. Lucrările la magistrala 5 a metroului bucureștean au început în 2011, iar termenul inițial de finalizare era 2014. Prin amânări succesive s-a ajuns ca noul termen asumat să fie la jumătatea anului 2019. Și acesta este însă pus sub semnul întrebării, având în vedere că lucrările sunt mult în urmă. În momentul de față, bani avem, dacă ritmul lucrărilor mai alert, bineînțeles, ne va permite să finalizăm până la sfârșitul anului și să solicităm mai mulți bani, o vom face. Cel puțin în momentul ăsta, banii sunt cei alocați din fonduri europene pentru această magistrală. La sfârșitul anului trecut, reprezentanții Metrorex apreciau că metroul de drumul Taberei va fi funcțional la sfârșitul anului 2017. Termenul a fost însă decalat încă de la începutul anului. Suntem în stația Parc Drumul Taberei. Suntem la aproximativ 13 metri față de suprafață, da, la nivel peron. Această stație este realizată acum în proporție de 93-94% din punct de vedere al structurii și 50% din punct de vedere al finisajelor. În momentul de față, nici măcar lucrările de structură nu sunt finalizate în totalitate, cele pentru finisaje fiind gata doar pe jumătate. La nivel de pereți, noi am propus o tablă emailată. Este un finisaj rezistent la umiditate, care e o condiție specială pentru stațiile de metrou. Magistrala 5 a metroului din București este o magistrală în construcție, planificată de Metrorex pentru a deservi locuitorii cartierelor Drumul Taberei și Piața Iancului. Primăria a decis ca proiectul să nu mai lege Drumul Taberei de Pantelimon, ci să se oprească la Piața Iancului, din cauza că unele linii de tramvai RATB circulă între Piața Iancului și Pantelimon. Din această cauză, tronsonul Piața Iancului Pantelimon va fi deschis în anul 2030. Proiectul magistrala 5 metrou secțiunea Râul Doamnei Eroilor, inclusiv Valea Ialomiței, va avea o lungime totală de 7 km, un număr de 10 stații și un depou. Noi probleme pentru polițistul pedofil de la rutieră. Agentul Eugen Stan, care a șocat întreaga țară, s-a ales cu încă un dosar. Polițistul este acuzat de reprezentanții unei companii de electrocasnice că nu și-a mai plătit ratele după ce a ajuns în arest. Creditorii au deschis un proces și vor să ia agentului bunurile. Reprezentanții unei instituții de credit Ramura, unei bănci care are sediul central în Ungaria, a deschis în urmă cu o săptămână un proces împotriva polițistului acuzat de pedofilie. Reprezentanții companiei îl acuză pe Eugen Stan că i-a păcălit. Pentru că a ajuns de curând după gratii, polițistul nu a mai plătit ratele, iar fapta s-a început să aibă iz de înșelăciune. Potrivit jurnaliștilor de la Spy News, creditorii au apelat la un executor judecătoresc și au deschis un proces pentru a executa silit bunurile lui Eugen Stan, casă, mașină, aparatură electronică și electrocasnică. Eugen Stan, agent în cadrul Brigăzii Rutiere București, a fost arestat preventiv după ce anchetatorii au probat că acesta a comis mai multe abuzuri sexuale împotriva unor copii. În plus, acesta ar fi fost cercetat în trecut și pentru o tentativă de viol, însă situația lui ar fi fost ținută sub preș de colegii săi. Ajuns în arest, Eugen Stan ar beneficia, potrivit unor surse, de tratament preferențial pentru a nu fi bătut, violat ori supus unor alte abuzuri din partea altor persoane arestate. Stan ar fi fost încarcerat alături de 2 deținuți care nu au porniri violente. În plus, pentru a nu fi atacat în curte, Stan este scos cu programare, având grijă ca în momentul respectiv în curtea arestului central să nu existe nicio persoană care i-ar putea face rău.
Măsuri speciale în cazul criminalei de la metrou. Gardienii de la penitenciarul Jilava se tem că Magdalena Șerban ar putea comite un atac chiar și din spatele gratilor. Criminala este ținută în condiții de maximă siguranță și este păzită în permanență pentru a nu intra în contact cu alte deținute. Și pușcăriași. Mascați închisorii, trupele de intervenție intră în alertă pe perioada deplasării sale. Grupa de intervenție este anunțată imediat ce deținuta este scoasă din celula specială de protecție în care este închisă. Întotdeauna doi sau trei luptători din grupa de intervenție sunt în alertă în mod special pentru ea și sunt pregătiți să intervină în orice moment. În continuare, deținuta este închisă singură la burete, celulă similară cu cele existente în spitalele de boli nervoase, cu pereții tapetați cu materiale moi și cu mobilier fără colțuri. Au dezvăluit surse din penitenciar pentru ziarul Libertatea. Femeia care a îngrozit o țară întreagă ar putea răspunde penal pentru crima oribilă de la metrou după ce o comisie a stabilit că aceasta avea discernământ în momentul în care a comis atrocitatea. Magdalena Șerban a fost arestată preventiv pentru că a omorât o tânără din stația Dristor din capitală. Tragedia a avut loc în luna decembrie anului trecut. Femeia mai este acuzată și de tentativă de omor după ce au apărut în spațiul public imagini cu un alt atac asupra unei fete tot la metrou, dar într-o altă stație. Din fericire, fata a reușit să scape cu viață. Ești ofițer de poliție. Nu este doar un loc de muncă, e chiar propria ta identitate. Juventus Torino, sosiți în orașul turistic după un meci de ispravă pe Wembley cu Tottenham. Mii de oameni îmbrăcați în alb și violet, dar și cu negru, s-au strâns în apropiere de Basilica Sfânta Cruce pentru a aștepta momentul în care a fost adus trupul neînsuflețit al lui Davide Astori. Pe străzile Florenței au fost auzite aplauze la scenă deschisă în momentul în care coșciugul în care se afla fotbalistul de 31 de ani a ajuns la lăcașul de cult. La funerarii a participat și românul Ciprian Tătărușanu, fost coleg cu Astori la Fiorentina. Nu doar Astori a primit aplauze, jucătorii celor de la Juventus Torino, în frunte cu Gianluigi Buffon, au venit la ceremonia sumbră și au fost primiți cum se cuvine de fanii Fiorentinei. Fotbaliștii campioanei Italiei s-au deplasat la Florența direct de la Londra, după ce, cu câteva ore înainte, au învins pe Tottenham cu 2-1 pentru a obține calificarea în sferturile UEFA Champions League. Jucătorii lui Juve i-au dedicat succesul lui Astori. We dedicate him not only this match, but every mind in this day. He's a fantastic player. It's very difficult during the match because we have to think the game, at the opponent, and it's not easy, but it's always in our heart. And tomorrow we go to give the last ciao together with our teammates. Cu o zi înainte de ceremonie, un mesaj emoționant a fost transmis și de către fostul superstar al formației alb-viola, Gabriel Batistuta, care s-a arătat mâhnit că nu va putea fi prezent la Florența pentru a-și lua adio de la Astori. Mă aflu în cealaltă parte a lumii, dar aș vrea să fiu acum la Florența pentru un ultim salut lui Davide, alături de toți ai mei. Am considerat mereu că viola are un singur capitan, prietenul meu, fratele meu, Giancarlo Antognoni. Începând de acum, va avea doi și asta pentru totdeauna. Înaintea ceremoniei de joi, trupul neînsuflețit al fotbalistului a fost depus într-o capelă improvizată la centrul de antrenament al selecționatei Italiei de la Coversiano, în apropiere de Florența, unde fotbaliștii grupării viola au vegheat la căpătăiul acestuia. Davide Astori a fost găsit mort în camera sa de hotel din Udine în dimineața meciului cu Udineze, în care trebuia să-și conducă echipa de pe teren din postura de capitan. Rezultatul autopsiei lui Astori a confirmat faptul că fundașul de 31 de ani a murit
murit din cauza unui stop cardiac. Fotbalistul, care a cochetat și cu squadra Azura, a lăsat în urmă o fetiță și o soție. Știrile au ajuns la final. Sunt Nadia Ciurlin. Vă mulțumesc pentru atenție. Urmează Radu Banciu. O seară liniștită să aveți.